Oscar 2010 a adus un câștigător surpriză venit din zona filmelor cu buget extrem de mic, e vorba de The Hurt Locker, în detrimentul unui film cu un buget uriaș, e vorba de Avatar, și în detrimentul unui film cu mare priză la critică, e vorba de Inglourious Basterds al lui Tarantino. Discutăm despre ediția din acest an a premiilor Oscar cu Iulia Blaga, unul dintre cei mai buni ziariști de film din România. Iulia, e Hurt Locker cel mai bun film american al anului? Mie nu mi se pare că Hurt Locker e cel mai bun film american al anului, dar aș contrazice puțin, el a ajuns aici pentru că a fost ajutat de critică, mai mult decât Inglourious Basterds, Tarantino fiind deja consacrat. Dacă nu ar fi avut cronici foarte bune în America, The Hurt Locker n-ar fi luat Oscarul pentru cel mai bun film și Catherine Bigelow pentru cel mai bun actor. Mă rog, în total au luat 6 Oscaruri. Însă filmul a avut o traiectorie foarte ciudată și din punctul ăsta de vedere nu este o surpriză, pentru că e pe același pattern cu Slumdog Millionaire anul trecut. A fost o surpriză faptul că a reușit să dea clasa Avatarului, care era așa ca un cuirasat, nimeni nu se putea, nu-l putea da la o parte, mai ales la Oscarul pentru cel mai bun film, pentru că era vorba de niște bani băgați în film și 720 de milioane de dolari scoși din bilete până acum. Însă are o istorie ciudată, la fel ca și Slumdog Millionaire a fost făcut cu bani puțin, cum am înțeles, 12 milioane sau 15 milioane de dolari. N-avea distribuitor pentru că filmul a fost turnat în 2006 și premiera lui a avut loc în 2008. Cred că e prima oară în istoria cinematografului american când un film care participă la Independent Spirit Awards, anul trecut a participat, a fost nominalizat la cel mai bun film și Jeremy Renner la cel mai bun actor, n-a luat niciunul dintre aceste premii, dar ia 6 Oscaruri un an mai târziu. E o mare surpriză și a fost un complex de factori care au dus aici, pentru că știi și tu, când e să fie, se întâmplă ce se întâmplă și îți iese. Faptul că regizoarea este femeie, au mai fost încă 3 femei nominalizate la Oscarul pentru cel mai bun regizor, Lina Wertmüller, Sofia Coppola și Jane Campion, și Catherine Bigelow e prima care ia premiul. Faptul că a fost un film independent, e acea poveste de succes americană care prinde, cu un film care pleacă de pe lateral și ajunge primul, pentru că lumea îl ia în brațe și îl ajută și îl duce până la finish, a strâns, din câte am înțeles, nu știu, 20 de milioane de dolari până acum din bilete, foarte puțin. Nici n-a prea fost arătat, pentru că punea și un producător pe scenă. Sperăm acum că o să ne găsim și un distribuitor pentru film. Iulia, și totuși, cum e filmul? Să știi că lucrurile pe care le face Catherine Bigelow s-au mai făcut. N-a inventat ea apa caldă. De pildă, Michael Winterbottom în Welcome to Sarajevo 93, dacă nu mă înșel, filma exact la fel. Însă e un film foarte bine ținut în mână, e foarte ritmat. Ca temă a fost isteață, mă rog, scenaristul Mark Ball, fost jurnalist, a fost isteț pentru că n-are nicio implicație politică scenariu, e vorba numai despre soldații, despre ce se întâmplă cu soldații în Irak. Nu există un comentariu vis-a-vis de război și de ce parte trebuie să fim și ce ar trebui să se întâmple, plecând de la Pentagon și Casa Albă și tralala. E vorba despre niște oameni care sunt primiși să lupte, ce se întâmplă între ei și în relație cu oamenii cu irachienii. Și marele avantaj al filmului este că e făcut de o femeie, pentru că dacă era regizat de un bărbat, nu cred că ar fi avut atâta priză, pentru că e extraordinar faptul că regizarea reușește să șteargă din minte faptul că există o sensibilitate mult mai mare în spatele filmului. E un film făcut bărbătește, care nu are nimic melodramatic, care nu are pauze de joc în care nu se întâmplă nimic, care am impresia că nici nu are coloană sonoră, cred că n-am auzit nicio muzică în film. E un film foarte rece, dar nu e cel mai bun film al anului. Îmi pare rău că n-am văzut filmul fraților Coen încă, în interviu pe care l-am făcut cu Jay Weisberg, criticul de la Variety pentru hotnews.ro. El spunea că ar prefera să câștige filmul fraților Coen, dar parcă nici n-ar fi fost nominalizat, așa a trecut pe lângă. Și tot Weisberg spunea că Hurt Locker e un film care a fost supra-apreciat.
Dar mă rog, asta a fost norocul lui și șansa lui și a fost o ediție oricum istorică, aș spune, pe lângă faptul că Catherine Bigelow a devenit prima femeie care a luat Oscarul pentru regie și nu întâmplător a venit Barbara Streisand pe scenă să-i dea premiul, deci era cumva de așteptat să ia premiul Bigelow, pentru că și Barbara Streisand a regizat vreo 3 filme la viața ei, dar a fost de asemenea primul an în care un film regizat de un regizor de culoare, Lee Daniels, e vorba de filmul Precious, a fost nominalizat pentru cel mai bun film. Nu știu, cred că a fost totuși primul an în care au fost distinse mai multe filme independente. Iulia, vorbim așadar de o ediție a Oscarurilor extrem de politically correct, în care a câștigat un regizor de sex feminin, în care am avut un regizor de culoare nominalizat, în care am avut filme independente intrate cu succes în competiție. Să nu încheiem discuția fără o vorbă despre Avatar, marele buz cinematografic al ultimelor luni, un uriaș succes de casă, un eșec la premiile Oscar. Merita mai mult? Nu a fost un eșec, a luat 3 Oscaruri. Cumva ar fi fost logic, ar fi fost logic să câștige, și, deci ai argumente și pentru Hurt Locker ca cel mai bun film și pentru Avatar. Avatarul este un film făcut cu buget mare, făcut să strângă bani mulți. Pe undeva ar fi fost foarte previzibil să ia Avatarul, cum a luat Titanicul, de exemplu, grosul sau trilogia sau Stăpânii Inelelor, prima parte a trilogiei. Pe de altă parte, trendul se pare că e ca producții independente care la început nu sunt foarte bine cotate să ajungă până la urmă în frunte, cum a fost cazul cu Slumdog Millionaire. Și cred că Avatar oricum are locul lui în istorie. Deci, până acum, probabil o să mai rămână nu știu cât de mulți ani filmul cel mai scump din istorie să rămână acolo în anale. Iulia Blaga, îți mulțumesc că am discutat despre premiile Oscar 2010.